Un model de ineficiență administrativă la Piatra Neamț îl reprezintă fără îndoială problema pieței din cartierul Mărăței. Această piață este părăsită de mai mulți ani, iar primarul Andrei Carabelea, în emisiunea Cafeaua de dimineață de la Mesagerul de Neamț, a încercat să explice din ce cauză nu se găsește o soluție. Piața Mărăței e unul din proiectele pe care nu am reușit să am tot focusul pentru a reuși să rezolv această problemă. Acolo am încercat din răsputeri să facem un parteneriat public-privat. Au existat tot felul de ședințe și argumente în primărie că nu prea se poate, că e greu să faci pe o piață publică parteneriat public-privat, pentru că acolo trebuie clar să fie menținută destinația. Prin urmare, nu putem face acolo altceva, că ne-am gândit să facem o parcare, să facem o zonă comercială unde să vină un privat să dezvolte ceva. Sistemul de sănătate din Neamț a înregistrat astăzi, 21 noiembrie, un protest la stația de ambulanță și a continuat protestul de la Direcția de Sănătate Publică. Cei doi lideri de sindicat își expun părerile. Teoretic, protestul național a fost început fix acum un an de zile. Principala revendicare acum un an era noua lege a salarizării, încadrarea pe treaptă corespunzătoare muncii pe care o prestăm și legea 5 care prevede statutul personalului funcționar din ambulanță, personal operativ din ambulanță. În vară au fost niște negocieri pe legea 5, statutul personalului din ambulanță prevedea un articol în care era specificat pensionarea la 57 de ani. Ulterior, ne s-a spus că acest articol contravine cu normele din PNRR, motiv pentru care ar fi trebuit suspendată toată legea 5. În urma negocierilor s-a convenit să fie suspendat doar acel articol de lege, cu promisiunea că noua lege a pensiilor, care a avut loc, pe care au avut dezbateri în Parlament săptămâna asta, o trebuie să fim încadrați în condiții speciale de muncă. Condiții speciale de muncă însemnând acele 4 luni la an pentru a putea să ne pensionăm mai devreme de 65 de ani. Gândiți-vă că noi nu putem presta aceeași muncă la aceeași calitate la 30 de ani și la 65 de ani. Gândiți-vă că personalul nostru și așa este îmbătrânit, majoritatea au peste 50 de ani sau o medie de 50 de ani și nu mai putem face față solicitările. Solicitările din ce în ce mai multe și atunci noi am cerut să ni se recunoască munca pe care o prestăm. Momentan nicio veste bună la acest. Momentan nu este nicio veste bună. Săptămâna trecută au trecut legea pensiilor, ne-au fost încadrați în condiții speciale de muncă în Camera Deputaților, în Senat. A fost aprobată. Ieri pe comisie în Camera Deputaților ne-a fost respinsă. Singura șansă, avem o promisiune, dar nu suntem foarte siguri că ni s-au făcut promisiuni și am fost mințiți. Singura promisiune care mai poate salva activitatea noastră și recunoașterea muncii noastre este să se aducă un amendament la legea 5. Adică îndepărtarea articolului ăla cu pensionarea personală din avanță la 57 de ani să fie înlocuit cu un articol care să ne dea dreptul să ni se recunoască într-un final condițiile speciale de muncă în care desfășurăm activitatea. Suntem în a cincea zi de protest spontan și vom continua până când DSP-ul va obține tot ce ne-am propus. Toate revendicările noastre sunt deja afișate. Noi ne dorim ca salariile noastre să fie egale cu colegii noștri de la Casa de Asigurări. Ei au fost bonusați, ca să spun așa, pentru faptul că au ieșit în stradă
Și noi ne-am simțit nedreptățiți prin acea ordonanță 21 și ne dorim ca salariile noastre, după cum am spus, să se egalizeze. Cât timp va dura acțiunea de protest? Mâine va fi o întâlnire a liderilor de sindicat cu domnul ministru și în funcție de discuțiile și de ce se aprobă, o să vă spunem dacă continuăm sau nu. Noi ne dorim ca în cursul zilei de mâine să avem vești bune. Viața politică din Neamț a fost agitată în zilele acestea de anunțul privind înregimentarea primarului de la Gârcina în PSD. Explicațiile primarului sunt lămuritoare, cel puțin parțial. Bună ziua! Alegerea care am luat-o ca simpatizant PSD este o alegere pe care mi-o asum. Această alegere a venit în urma colaborării care am avut-o cu Partidul Social Democrat în ultima perioadă, atât pe proiecte cât și pe rectificări bugetare. Fiind un an electoral cu 4 rânduri de alegeri, vreau ca și Comuna Gârcina să simtă sprijinul unui partid puternic și aceste fiind spuse, sper ca în perioada imediat următoare să realizăm lucruri frumoase care să îmbunătățească nivelul de trai al comunității din Gârcina. Sunteți doar simpatizant PSD sau membru? Sunt simpatizant PSD, deoarece legea nu permite acest lucru și ar însemna să-mi pierd mandatul. Eu sunt în continuare membru PMP, la fel ca și colegii mei din Consiliul Local, urmând ca în perioada următoare să avem o colaborare bună cu Partidul Social Democrat pentru interesul comunității, că despre asta este vorba până la urmă. Candidați la viitoarele alegeri? O să facem o analiză în primăria Gârcina și alături de colegii noștri, iar dacă proiectele sunt într-un stadiu bun de realizare, știți foarte bine, mai este un an de zile până la alegerile din 2024, cele locale mă refer, o să iau o decizie ulterior. Acum este prematur, dar având în vedere că sunt conturate anumite proiecte importante pentru comunitatea noastră și aici mă refer și la proiectul de gaz și la drumul din Oprișeni care urmează să fie asfaltat, probabil că dacă o să văd aceste lucruri realizate sau cel puțin puse pe un făgaș normal, sigur o să iau o decizie de a candida. Ministrul Energiei a fost ales președintele interimar al filialei PNL București. Într-o postare pe Facebook, Sebastian Burduja a scris că este onorat de această funcție, dar că este conștient de răspunderea pe care o implică. Miza politică este aparte. Semnalul pentru alegerile anului 2024 va fi dat din București. Miza Bucureștiului este una națională. Aici este principalul motor de dezvoltare a României, a adăugat ministrul. Prezent săptămâna trecută în emisiunea Puterea știrilor cu Marinela Angheluș, Burduja anunța că vrea să candideze pentru primăria sectorului 1 sau chiar pentru fotoliul de primar general. Mi-a manifestat această disponibilitate și cred că e datoria din tâi a unui om politic să-și asume o candidatură și un vot direct pe care cetățenii să-l dea. Nu sunt la prima abatere, am candidat ca independent, deci pe persoană fizică la alegerile din 2016 la Neamț, când am creat acea mișcare nouă despre care vorbeam la începutul emisiunii. Nu mă tem de o confruntare politică și cu atât mai puțin nu mă tem de a da ochii în ochi cu cetățenii și a le cere votul și încrederea. Asta trebuie să faci ca un politic, să te validezi printr-o competiție electorală directă. Deci ce anume, la care dintre... Sunt președinte la PNL sectorul 1. Deci în acest moment, sigur că îmi asum ca președinte de filială această candidatură și cred că toți colegii mei care sunt președinți de filiale ar trebui să meargă la alegerile locale și să candideze. Așa era pe vremuri o regulă, pentru că dacă nu poți să te validezi într-o competiție directă, n-ai ce căuta pe o listă de parlamentare. E mult mai ușor să fii ales pe listă și eu sunt ales ca deputat de București pe o listă de partid, dar până la urmă testul unui
om politic este într-o competiție directă. Vom vedea cine va fi pe tabla de șah până atunci. Eu sunt dispus să mă duc acolo unde partidul mi-o cere, că vorbim de sectorul 1 sau că vorbim de București sau o altă provocare electorală, mă voi asuma. Bun, deci sunteți dispus să luptați și cu Nicușor Ordan la primăria capitalei. Eu sunt disciplinat. M-am dus și la Ministerul Cercetării, m-am dus și la Ministerul Energiei, acolo unde primești încrederea colegilor de partid, ești obligat să te duci și să te lupți pentru a câștiga și încrederea cetățenilor. Numărul 2 în NATO, Mircea Joană, este tot mai aproape de anunțul că va candida la prezidențiale anul viitor. El își va lansa vineri la Târgul Gaudeamus o carte intitulată Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO. Lucrarea se anunță un manifest politic pentru alegerile pentru Cotroceni de la finele anului viitor, scrie Digi24.ro, care a consultat un fragment din carte. Joană ar sugera că va candida ca independent pentru prima funcție în stat. El a dat în carte exemplul președintelui Cehiei, fost comandant al Comitetului Militar al NATO, dar a scris și despre proiectul național pe care îl propune pentru România. Exemplul recent al președintelui Cehiei este concludent. A candidat ca independent, preferabil cu susținere politică, însă cu capacitatea de a propune și, la nevoie, impune o agendă care să transcende interesele înguste de partid. A câștigat susținut, iar nu dependent de partide, a scris Jean în cartea sa. Premierul promite că guvernul va încerca să scadă taxarea muncii anul viitor. Măsura ar urma să se aplice pentru angajații care primesc salariul minim, însă trebuie avută în vedere execuția bugetară. Șeful executivului a spus că scăderea taxelor pentru angajat nu va fi resimțită de angajator prin impozitarea capitalului. Eu îmi doresc ca anul viitor, în funcție și de măsurile fiscale luate și vedem și combaterea evaziunii, încercăm la anul viitor să începem să scădem impozitarea muncii pentru cei cu salariu minim pe economie. Vom vedea execuția bugetară și în funcție de asta vom hotărâ cum vom proceda. Eu cred că adevărata provocare anul viitor va fi această scădere a impozitării muncii. Am promis foarte clar că nu vom veni cu impozite noi. Deci nu vom merge în oglindă cu impozitarea capitalului. Acel lucru sunt ferm convins că se va face în reforma fiscală trecută în PNR, nu de către Ciolacu. Eu n-am știut, la fel ca nici dumneavoastră. Și ca să vă mai spun un lucru, am dat și eu în căutare la primul ministru al României să mi se pună și mie PNRR-ul la dispoziție. Nu există. Bun, a fost foarte mult. Dacă dumneavoastră ați mai auzit așa ceva, în Guvernul României, proiectul PNRR-ului nu există. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastră. Guvernul a majorat în octombrie salariul minim brut la 3.300 de lei. Din această sumă, angajatul rămâne în mână cu 2.079 de lei. Altfel spus, aproximativ 1.200 de lei se duc pe taxe și impozite. Parlamentului se reunește astăzi într-o ședință secretă. Senatorii și deputații vor viziona un film prezentat de armata israeliană cu imagini extrem de dure din timpul atacului terorist al Hamas din 7 octombrie. Ședința va fi cu ușile închise tocmai din cauza imaginilor sensibile. Presa nu va avea acces în sală, cum se întâmpla de obicei, iar aleșii nu vor avea voie să filmeze imaginile pe care le vor vedea. Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen a fost repusă pe ordinea de zi a Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Surse politice citate de Hot News spun că tema a fost inclusă pe agenda la cererea României, iar discuțiile sunt avansate și se fac progrese. Ședința JAI ar urma să aibă loc pe 5 decembrie. Eurodeputatul PSD Victor Negrescu spune că șansele României de a intra în spațiul de liberă circulație pot fi evaluate cu adevărat la începutul lunii viitoare. El a explicat că alegerile din Olanda ar putea schimba atitudinea Austriei pentru că, dacă vor câștiga pro-europenii, guvernul de la Viena ar fi singurul care s-ar mai opune aderării. Trebuie punctat însă că Austria a continuat să se opună vehement și în ultima perioadă la extinderea spațiului de liberă circulație. Vă reamintim, România și Bulgaria nu au fost acceptate în Schengen anul trecut din cauza vetourilor Olandei împotriva Bulgariei și al Austriei împotriva noastră.
Camera Deputaților a votat aseară noua lege a pensiilor. Proiectul merge acum la promulgare pe masa președintelui Klaus Iohannis. Deputații au adoptat și o serie de amendamente. Minerii, de exemplu, se vor putea pensiona în continuare la 45 de ani. Un alt amendament prevede că dacă în urma recalculării pensia va fi mai mică decât cea în plată, aceasta va rămâne la fel până când va fi obținut un cuantum al pensiei mai mare prin majorarea punctului de referință. După votul din plen, premierul Marcel Ciolacu le-a răspuns jurnaliștilor că statul va face rost de banii necesari pentru aplicarea legii. Vreau să mulțumesc și colegilor și din PSD și din PNL și din UDMR. Au înțeles foarte bine momentul și chiar este o lege foarte bună. Cei de aici, la Urva acuză că aici ar trebui, și aici ar trebui să felicit în primul rând pe doamna ministru și toată echipa de la Ministerul Muncii. Cei de la Urva acuză că veți majora TVA-ul la anul viitor. Cei de la Urva este normal să mă acuze pentru ceva, pentru că sunt în opoziție. Vă rog. După aceste majorări vom ajunge la 9,4% din PIB? Nu, nu. Pentru că anul viitor va fi o creștere a PIB-ului și nu există această problemă. Le garantați românilor că vor fi două creșteri în 2024? Nu, am spus foarte clar, vor fi două creșteri. Este 13,8 pentru toată lumea, știți foarte bine, la pensiile speciale, că de fapt nu cresc, pentru că se merge doar pe contribuție și din partea specială va scădea în oglindă suma. Deci chiar este o lege corectă, predictibilă, sustenabilă și va fi în aplicare pe o perioadă lungă. Dar din septembrie, marea recalculare. Deci este pensiile anul viitor se vor mări de două ori. O dată la 1 ianuarie cu 13,8 și prin recalculare există de la 1 septembrie. Există 25 de miliarde necesare. Există, domnul. Există. Sunt 4.800.000 de pensionari în România. 80% au sub 3.000 de lei. 60% au sub 2.000 de lei. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să creăm o problemă pentru oameni care trăiesc sub 2.000 de lei, cu pensie de sub 2.000 de lei, eu vă spun că este o temă falsă. Statul român, mă ascultați, sunt asigurate doar 15 în acest moment. Statul român trebuie să asigure această resursă. Și președintele PNL a reacționat pe Facebook după adoptarea legii. Nicolae Ciuc a scris că PNL și-a ținut promisiunile de a susține și prin vot în Parlament creșterea pensiilor. Șeful Senatului a explicat și că legea a trecut în procedură de urgență de legislativ pentru ca pensiile mărite să ajungă la oamenii cât mai repede posibil. Tehnologia blockchain poate ajuta instituțiile statului în procesul de digitalizare. Directorul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică București, Victor Vevera, a explicat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că tehnologia poate fi folosită în special în securitatea cibernetică. Blockchain este o tehnologie, în primul rând. Este o tehnologie care folosește blocuri de informații și nu folosește o informație liniară. Și atunci informația este spartă în mai multe blocuri, astfel încât ca să ai acces la informația finală, trebuie să accesezi mai multe puncte. Deci este evitarea unui nod centralizat printr-o mulțime de noduri descentralizate. Lumea a auzit de blockchain în clipa când se discuta la nivel, să spunem, trivial, Bitcoin, Ethereum, criptomonede și așa mai departe. Blockchain este o tehnologie din care partea de criptomonede se vede că reprezintă undeva 5-8% din tot ceea ce poate să facă tehnologia. Cu ajutorul blockchain poți să ai deja parte de securitate cibernetică, pentru că el ce îți dă în plus, îți dă trasabilitatea informației, îți dă validitatea informației și mai mult de atât poate să îți dea dovada în clipa în care s-a încercat sau a fost alterată o componentă din informația care a fost spartă în mai multe blocuri. România e foarte pregătită în zona aceasta, avem mulți utilizatori și dezvoltatori pe zona de blockchain, am reușit să venim cu niște lucruri, să spunem, în premieră. Avem o companie care în primele trei, deci fostul Elrond, actualul Multiverse X, este în primele trei în ceea ce înseamnă întinderea rețelei de blockchain existentă la nivel global, deci după Ethereum și celelalte
fostul Elon Multiversul este a treia companie ca noduri de rețele care le are și ca utilizatori. Deci da, România stă foarte bine din punctul ăsta de vedere. BVR-a a lăudat faptul că mai multe primării din țară au făcut deja pași importanți în procesul de digitalizare. Am fost chiar la o reuniune zilele trecute în care era vorba de administrații publice locale și erau câteva primării, primării de comune de lângă orașe, reședințe, municipiul de județ, care deja începuseră, făcuseră hărțile de GIS, trecuseră mai departe, încercuseră să facă un management al documentelor în sistem digital. Deci, pași se fac, lumea merge tot înainte. Sunt multe programe din cele care sunt la Ministerul Dezvoltării Regionale și cele care sunt la Ministerul Cercetării, care acordă primăriilor suport pentru a dezvolta zona de digitalizare, digitalizare pe ceea ce înseamnă partea de management al documentelor, digitalizare pe ceea ce înseamnă partea de accesibilitate, deci aplicațiile care să-ți dea legătura ție ca cetățean cu administrația publică locală, astfel încât să-ți rezolvi printr-un click, vreau să-mi plătesc impozitul, exact, da. Eu sunt în București și vreau să-mi plătesc impozitul la casa părinților care se află în cine știe ce județ. Ghișeu.ro a fost un pas important. Zona pe care se merge acum la Ministerul Cercetării și la ADR cu identitatea digitală venită pe filiera europeană, pentru că în EPSI, care este rețeaua europeană de blockchain, deja erau poluri de joburi care duceau la această zonă de identitate digitală, care să fie valabilă pe teritoriul Uniunii Europene și automat, deci și pe teritoriul nostru, să poată să creeze acea legătură cu toate entitățile care să fie înrolate și să poată să aibă această ofertă de servicii în zona virtuală, astfel încât printr-un simplu click sau printr-o simplă accesare de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe tabletă, să poți să ajungi și să-ți rezolvi genul de activități care înseamnă interfața ta cu administrația publică locală. Parlamentului se reunește astăzi într-o ședință secretă. Senatorii și deputații vor viziona un film prezentat de armata israeliană cu imagini extrem de dure din timpul atacului terorist al Hamas din 7 octombrie. Ședința va fi cu ușile închise tocmai din cauza imaginilor sensibile. Presa nu va avea acces în sală, cum se întâmpla de obicei, iar aleșii nu vor avea voie să filmeze imaginile pe care le vor vedea. Ostaticii teroriștilor Hamas din fâșia Gaza ar putea fi eliberați curând. Israelul este aproape de încheierea unui acord, a anunțat președintele Statelor Unite, Joe Biden. În discuții sunt implicații și mediatorii din Qatar. Pentru a se ajunge la un acord, Israelul va trebui să fie de acord cu un armistițiu, dar și să dea la schimb palestinienii trimiși în închisori, scrie presa internațională. Peste 200 de persoane, cetățeni israelieni, dar și străini, au fost luate ostatice în fâșia Gaza în 7 octombrie, în urma atacului terorist lansat de Hamas împotriva Israelului. Cel puțin 4 români cu dublă cetățenie și care au domiciliul în Israel sunt ținuți ostatici. Naționala de fotbal întâlnește diseară Elveția în ultimul meci din faza grupelor de calificare pentru Euro 2024. Meciul este programat de la ora 21:45 și se va juca pe o arenă națională plină. Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați în tribune. Deja calificată la Europeanul din Germania, România încearcă acum să-și păstreze primul loc în grupă, care ar aduce adversare mai ușoare la Euro. Selecționerul Edi Iordănescu a spus că meciul va fi dificil pentru că Elveția va lupta pentru prima poziție. Ne așteaptă un joc cu importanță mare și care ne obligă. Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie pentru că este sub obiectivul propus. Va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. De asta pentru noi e foarte important ca aceste puține ore pe care le avem să le gestionăm cât mai bine, să recalibrăm grupul, să ne reconectăm din punct de vedere mental, emoțional, să ne regenerăm fizic și să facem cinste celor care vor veni la stadion alături de noi. Nu în ultimul rând, sigur am îndeplinit obiectivul pe care ni l-am propus, dar iată că în câteva ore am creat un alt obiectiv. Avem o altă țintă, avem șansa ca să terminăm pe primul loc și e datoria noastră ca să dăm totul, toată puterea noastră să,
să rămânem neînvinși, de ce nu să câștigăm acest meci, nu va fi deloc ușor, ba dimpotrivă, dar e un obiectiv ca să terminăm pe primul loc, pentru că ne face foarte facilita avantaje și trebuie să ne... Să dăm totul pentru asta. Selecționerul a lăudat totodată efortul tricolorilor din campania de calificare și a încercat să-și monteze jucătorii pentru meciul de diseară. Acest grup a crescut cu fiecare zi. Sigur, au fost momente în care noi nu am fost alături de ei, dar de fiecare dată au venit mai motivați, mai determinați. Și cum am spus și după meci, calificarea nu s-a obținut doar matematic împotriva Israelului, dar s-a obținut cu un proces în spate, cu foarte multă sudoare, cu încredere, cu principii și cu valori. Acum asta ne obligă. Acesta este un grup care a învățat să nu renunțe niciodată la luptă și mâine seară trebuie să fie din nou în picioare și pregătit să lupte. Românii vor veni în număr mare, dar sunt sigur că și cei care nu vor putea să fie alături de echipa națională vor trăi la intensitate. Mai mult decât atât, am câștigat un statut acum. Suntem echipă calificată la european și asta ne obligă. Provocarea este maximă, sunt experiențe prin care majoritatea și noi nu am trecut până ele, să ne bucurăm atât de tare, pentru că dacă am mai câștigat, nu știu, trofee sau mai îndeplinit obiective în trecut, niciodată n-am făcut-o pentru țara noastră. Și bucuria a fost foarte mare, dar suntem din nou pe picioare, asta îmi doresc să cred, și provocarea pentru noi toți este mare ca să ne prezentăm cât mai bine. Iar dacă e ceva ce ne pune în gardă cel mai tare, pe lângă factorul mental care trebuie să fie la parametrii maxim, întâlnim jucători de cel mai mare nivel, jucători care joacă la cluburile de top, campioni cu cluburile lor și campioni ai Europei la nivel de cluburi, va fi să ne refacem și din punct de vedere energetic, pentru că Elveția vine conectată, nu ai sărit deloc de pe linia ei, în schimb noi prin bucuria de după joc, cu siguranță că am ieșit un pic din concentrare. Pentru a rămâne pe primul loc în grupa, România are nevoie de cel puțin un egal. Prima poziție le-ar asigura tricolorilor repartizarea în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a grupelor și implicit adversare mai ușoare. În cazul unei înfrângeri, România va pica în urna a patra. România s-a calificat la Euro după o pauză de 8 ani. Vizită surpriza premierului aseară în cantonamentul echipei naționale de fotbal. Marcel Ciolacu i-a felicitat pe tricolorii pentru calificarea la Euro. Șeful guvernului s-a întâlnit cu jucătorii, antrenorii, dar și cu conducerea FRF și a primit cadou un tricou al naționalei inscripționat cu numele său și cu numărul 12. Nu vă mai luat pe oficială. Aici am pregătit un tricou special. Să-l aveți mâine seara. Numărul 12, numărul suporterilor. Grupa e era. Cosmin, director comercial, Andrei Vecchino, Radu, secretar general, Gabi,